Aho, aho, prin fregi de braț și fulgi de nea, am venit fără de veste, dintr-o țară de poveste, să vă aduc din depărtare fulgi frumoși de sărbătoare. Să aveți pace în inimi, rod bogat, dragoste și gând curat. La mulți ani cu bucurii pentru voi, iubiți copii! Numai bine vă doresc, pentru că mult vă iubesc! Sunați toți din Zurgălăi, că se apropie de voi timp mai bun și viață nouă! Anul nou ca să vă fie început de bucurie! Belșug să aveți și sănătate, cu Moș Crăciun și daruri minunate! Ia sunați din Zurgălăi și strigați cu toții: hei! La anul și la mulți, mulți ani! Oh, vai! Dar ce minunat e totul în jur! Oh, oh, oh. Oh, dar oare cine sunt? Și cum mă cheamă? Mi-am amintit! La început eram o picătură de apă. Pe urmă m-am transformat într-un fulg și m-am rotit mult, mult prin aer, până am căzut pe pământ. Atunci înseamnă că pe mine mă cheamă Fulgușor! Ce nume frumos am! Fulgușor! Dar oare cine a făcut din mine omuleț de zăpadă? Și de ce? Știu! Cred că copilașii care s-au jucat cu bulgări de zăpadă. Vai de mine! Mi-am amintit! Încă atunci când mă roteam prin aer, un copilaș a spus că asta e probabil ultima zăpadă din anul acesta. În curând va veni primăvara, va răsări soarele și zăpada se va topi. Dar de ce au făcut atunci din mine un omuleț de zăpadă? De ce? Dar aș vrea mai bine să mă duc să-l caut pe soare și să-i spun să nu vină, să mă lase și pe mine să mai trăiesc un pic. Vai de mine! Trebuie să mă duc! Să pornesc la drum! Mă duc fugulița după soare! Mă duc fugulița după soare! Mă duc fugulița după soare! Și când în pădurea mare am văzut o veveriță! Hei, veveriță! Salut, veveriță! Dar de ce ești atât de tristă? Și ea mi-a spus așa: sunt tristă pentru că nu mai avem de mâncare. Viscolul și ninsoarea a umplut toată cămara cu mâncare, unde era mâncarea noastră. Și acum totul este plin de zăpadă. Vai de mine, veveriță! Și acum și codița mi-a înghețat. Mi-e foarte, foarte frig. Vai de mine, veveriță! Ia căciulița mea! I-am spus eu așa și i-am dat căciulița. Era foarte fericită. Și am plecat mai departe, după soare. Eu plec mai departe, după soare. Plec mai departe, după soare. Eu plec mai departe, după soare. Și când colo am văzut, a ieșit un ursuleț micuț din vizuina sa. Eu i-am spus: salut! Dar tu cine ești? Și el mi-a spus așa: eu sunt un urs micuț, mor, mor, mor. Plâng pentru că am înghețat de frig. Aștept cu nerăbdare să vină soarele. Vai de mine! Și ție nu-ți este frig? Și ție nu-ți este frică de soare? Nu-mi este frică de soare. Aștept cu nerăbdare să vină soarele, a spus ursulețul. Atunci i-am zis ursulețului așa: ursulețule, ia fularul meu, o să te încălzească. Și el a luat fularul meu cu mare drag. S-a bucurat foarte
mult și a plecat să-i spună mămicei lui ce cadou a primit de la mine. Iar eu merg mai departe prin pădure, mă duc să-l caut pe soare, merg mai departe după soare, merg mai departe după soare. Vai de mine, ce-am văzut eu acolo? Ca să vezi, într-un tufiș? Stă ascuns? Cine oare? Eu am crezut că este soarele. Ba nu, nu era soarele. Era un iepuraș. Hei, iepurașule, de ce te ascunzi acolo? Și iepurașul mi-a spus așa: pentru că mi-e frică de tine. Vai de mine! Nu trebuie să-ți fie frică de mine. Eu sunt un omuleț de zăpadă și mă cheamă Fulgușor. Mă duc în căutarea soarelui. A spus iepurașul. Vai de mine! Dar se poate? Se poate să vă mușc de nas? Păi nu se poate. Și iepurașul a spus așa: atunci o să mor de foame. Mi-e foame. M-am gândit eu. Bine, iepurașule, ia năsucul meu. Iar eu o să-mi fac alt năsuc din din bulgări de zăpadă. Ei, iepurașule, poftă bună. Eu trebuie să plec mai departe după soare. Plec mai departe după soare. Plec mai departe după soare. Și când? Unde era muntele cel mare? Sus! Am văzut soarele. Bună dimineața, soare! Bună dimineața, soare! Vino, te rog, mai iute și ne încălzește. Veverița a înghețat. Ursulețul! Ursulețul tot a înghețat de frig. Și iepurașii! Vai, ce frig e! Vino mai iute, soare! Dar ce se întâmplă? Am început să mă topesc. Am început să mă topesc. A venit soarele! Sunt Natalia Glöckner și vă doresc un Crăciun fericit și un an nou împlinit, la anul și la mulți, mulți ani!